Klaus Iohannis reușește să fie cel mai detestat președinte din istoria României. Răul pe care l-a făcut e cu atât mai mare cu cât în neamțul Iohannis s-au pus speranțele cele mai mari. Când a fost ales în 2014, mi s-a părut un miracol, un vânt fermecat, cum spuneam atunci. Un etnic neromân în fruntea țării era un triumf al poporului român, după deceniile de naționalism ceaușist, burebistic, xenofob, antioccidental. Nu-mi făceam iluzii în legătură cu persoana Iohannis. Avusesem o discuție cu el și văzusem de ce nu e în stare în campania electorală. Dar îmi spuneam că, cu presupusa tenacitate și rigoare germanice, va fi mai bun ca președinte. În cele două mandate, pe lângă ideea de neamț, Iohannis avea să o compromită și pe cea de profesor. Omul acesta nu e profesor, n-a fost niciodată. E un belfer care se lăfăie în lux. Un profesor adevărat n-ar fi ținut rezervat, blocat de peste 20 de ani, de pe vremea când ajunsese primar, postul de profesor de fizică la liceul Samuel Brukenthal din Sibiu, unde n-a putut să vină titular niciun cadru tânăr. Doar suplinitori. Un profesor n-ar fi putut să arate atâta nepăsare până la dispreț față de școală și cadrele didactice. Cea mai recentă probă, ministrul Deca, trimisa președintelui la educație, declară: PNL își dorește ca toate promisiunile făcute cadrelor didactice și personalului din învățământ să poată fi ținute. Facem toate eforturile împreună cu reprezentanții profesorilor. Deci, după ce guvernul Ciucă, ca să pună capăt grevei, a jurat că le mărește profesorilor salariile la reluarea anului școlar, am ajuns în decembrie și PNL ne anunță că se pregătește să-și dorească să respecte ce a promis. Adică să-i tragă în piept pe profesori. Lansatul și relansatul program prezidențial România Educată a fost o ceață toxică. Rezultatele o arată implacabil. În primii trei ani de mandat, 2015-2018, punctajele României la testele PISA s-au prăbușit. La citire cu 6 puncte, la științe cu 9 puncte, la matematică cu numai puțin de 15 puncte. Din 2018 până în 2023 au stagnat. Reforma Iohannis de la minus la zero. Calitatea elevilor a scăzut dramatic. Potrivit aceleiași doamne Deca, avem o proporție importantă de analfabeți funcțional fără minime competențe necesare pentru societatea actuală. Ocupăm un prețios loc 2 din coada Europei. De ce? Pentru că, de fapt, niciun politician nu recunoaște importanța capitală a școlii și profesorilor. Pentru că sunt tacit tratați ca bugetari de mâna a doua sau chiar a treia. Uitați-vă la cei de care depinde acum soarta României, la belferul Iohannis, la absolventul în mai mult de un deceniu al dreptului la Universitatea Ecologică, Ciolacu, și la doctorul Ciucă, produse pur sânge ale sistemului de educație ante și post-decembrist, și așteptați-vă la ce ni se întâmplă. Iar cei care vor veni după ei vor fi garantat și mai și.